www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.daregintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Ați gătat? Încă nu! Așa. No. Fiți atenți la melodia asta. Mâinile sus, predați-vă, așa. Hai, aplaudați că nu pornesc. Hai, da!
ascultat zgribulitul Ioan la mine adunarea? Soldat zgribulitul Ioan la mine adunarea? Soldat zgribulitul Ioan la mine adunarea? Să trăiți, domn plutonier, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră. Ce te mișc, bă, așa încet? Mă mișc încet, fiindcă sunt recrut. Și știi tu ce la recrut, bă? Da, cum spunea și nea Tudor Mușatescu, recrutul este tânărul tuns în cap și ras în suflet. E invers. Bă, nu faci poante ca chia cilea cu mine, că te casez, bă. Recrutul este? Sunt, că e mai mult, domn plutonier. Ce sunt, bă? Militari începători, adică militari în rodaj. Și ce vrei să zici, că ăla micu al Ierjic e din la bucătărie, e tot în rodaj, bă? Nu să trăiți, ăla e rezultatul rodajului. Bă, zgribulitule, vină-mă încurră. De unde vii, mă? Din partea și mă duc în partea alaltă, că dacă veneam din partea alaltă, mergeam bă, în bă, de unde vii, mă? Din oraș să trăiți. Ce faci acolo, mă? Am fost să servez masa. Adică ce vrei să zici, că noi nu vă dăm de mâncare, bă? Câteodată ne dați, câteodată uitați. Bă, zgribulit. Dacă îmi permite să raportez, domn plutonier. Ia. Ieri am găsit corpul străine în mâncare. Ce ai găsit, mă? O bucată de lemn de brad. Care, bă, corpul străine? Că-i brad al nostru, românesc, bă. Domn plutonier, astăzi am găsit un bulgăre de pământ în mâncare. Bă, n-ai venit în armată să pui probleme, bă? Nu ești tu condică de sugestii și reclamații. Ai venit în armată să aperi pământul patriei, înțeles? Asta spuneam și eu, domn plutonier, că am venit să-l apăr, nu să-l mănânc. Bă, scripturile... Dacă îmi permite să raportez. Ia! Ni s-a îmbunătățit meniul. Ai văzut, bă? Da. Da, știi tu cum, bă? Da, ni s-a scos bromura. Da, știi tu de ce, mă? Da, au spus că dacă tot intrăm în NATO, să intrăm cu capul sus. Bă, zgribulitule. Bă, zgribulitule. Ia, la picior, ori? Băi! Am greșit. Vino încă! Ai! Corre! Mama ta! Ce-ai acolo? Aici am poze cu familia mea, să-mi trăiască, mulțumesc la fel. Dă-le în coșe. E cu familia, domn plutonier. Dă-le în coșe, mă. E de familie. Dă-mă pozele. Cine ești, mă? Acolo sunt eu cu domnul sergent. Ce? A fost frumos. Aha, da, ești, mă. Acolo sunt eu cu domnișoara sergent. Ce? A fost și mai frumos. Aha, opa. Dar cine-i cadena, mă? Eva o chema, domn plutonier. Că am locuit un timp în sufletul ei. Ce? Mare înghesuială. Opa. Opa. Dar ești cine-i, mă? Acolo sunt eu la 6 luni. Bă, dar chel erai. Chel pe dracu, că țineți poza invers. Da? Gata, se confiscă. E de familie. Codrie? E de al dracu. Ai comentarii în program, ai? Bă, da... Da... Bă, da... Mă, da... Bă, tinichelele astea ce-i, mă? O, nu e tinichele, domn plutonier, e decorații. Ce decorații, bă, dacă am zis eu că e tinichele, apoi tinichele moare, bă? Înțeles. Ce-ai înțeles, mă? Că superiorul are minte. Așa vezi. Și pentru ce e asta, mă? Asta e pentru prima bătaie, în partea aia. Și asta pentru ce? Asta e pentru a doua bătaie, în partea alaltă. Da, asta pentru ce? Aia pentru 89. Bă, da... Da? Asta cu steaua roșie. Asta cu steaua roșie pentru ce, mă? Aia pentru orice eventualitate, domn plutonier. Cum că... Oi. De... Mă, dure... Trece la armamentul din Dota. Înțeles. Ia să te văz, bă. Ce faci? Când ai o armă? Eu când... Hai, zgribulitule, hai! Eu când am, dar n-am. Hai, nu le lungi ca la avocatură. Nu le lungesc. Scuze, ești militar. Nu am. Eu când am o... Poai,
Am o armă. Eu când am o armă, da, hai, timuritule. O noapte, eu când am o șterg de vaselină, o încurugină, o învelesc într-o ceacea murdar și o rup supat. Gură! Reține vită! Vită? Când ai o armă, o ștergi de rujină, o unși cu vazelină, o învelești într-un cearceaf curat și o cheți în cuibă! Înțeles, mă? De-a să văd, mă, ce faci? Te întâlnești cursul în pădure! Mă întâlnesc cursul în pădure, hai, scrie-mă letrile! Te întrebe, domn general, cum e? Dacă mă întâlnesc cursul în pădure, îl șterg de rușină, un cu vazelină, învelesc într-un ceaceaf curat și aveți în... Corre! Reține vită! Vită? Te întâlnesc cu un cursul în pădure! Ai? Îl puști, ai? Îl belești și aduci blana lui la cazarmă, înțeles? Înțeles! De-a să văd, bă, ce faci tu? Da? Te întâlnești pe drum? Când ești în fața inamicului? Eu, băi, când mă întâlnesc cu inamicul? Hai, zgribulitule! Îl puști, îl belești și aduc chelea lui la... Asta puști, bă! Mă s-a puc! Nu mă s-a puc, mă! Mă s-a puc! Nu mă s-a puc! Reține vită! Vită! Bă, ești în fața inamicule! Bă! Ești în fața inamicului? Apoi... Ori îl puși tu pe el? Înțeles? Ori te pușcă el pe tine? Înțeles! Înțeles? De-a văz, bă, ce faci, te întâlnești pe drum? Cu domn sergent major Potrocă de la intendență! Cu domn sergent major Potrocă de la intendență? Ori mă pușcă el pe mine, ori îl pușă pe el! Nu! Cum să-l puși, bă, că ăsta ne dă de mâncare? Câteodată ne dă, câteodată nu! Reține! Vită! Te întâlnești pe drum cu domn sergent major Potrocă de la intendență, e poția de drept? Scos pieptul în afară, salut, să trăiți, domn sergent major Potrocă, înțeles? Înțeles! Da, vezi ce faci tu, bă, te întâlnești pe drum cu o vacă! Mă întâlnești pe drum cu o vacă, să te întreb, domn general! Ce cal avocatul! Când mă întâlnesc pe drum cu o vacă, eu poziția de drept, scot pieptul afară și zic să trăiți, domn sergent! Reține! Vită! Te întâlnești pe drum covac! Ai! Ai! O iei de corne! Că-i bună de lapte, o duci la cazarmă, că trebuie la militar! Înțeles? Da să văd, bă, ce faci, te întâlnești pe drum? Cu mine! Ai! Hai, zgribulitule! Mă întâlnesc pentru cu dumneavoastră! Hai, mai bine nu m-aș întâlni! Hai, zgribulitule! Hai, zgribulitule! Mă întâlnesc pentru cu dumneavoastră! Da? Hai, zgribulitule! Mă întâlnesc pentru cu dumneavoastră! Da? Vă iau de corne! Vă duc la cazarmă, că sunteți buni de lapte și treaba la militari! Culcat! Domn plutonier, tot culcat, dar instrucție când facem? Bine!
până tu azi ești consemnat la ora de tiorie. Toată noaptea, domn Plutonie. Nu vită până la răsăritul soarelui. Că după aia mergem noi la instrucție de front. Ai. Drept. Salută. La stânga, după mine marș. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului, numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului, numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor, numărul 136 și strada Gurghiului, numărul 63. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei?
Discul TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Un joc ca la ei acasă. Aplaudați-i, că urmăm. Oh, yeah.
Hai, rănași! Bun, stați aici! Vrem să fim și foarte punctuali, dar înainte să mulțumim jandarmilor că ne-au adus până aici, să mulțumim celor de la Sunet, că de obicei lor nu le prea mulțumesc pe nimeni, că deci ești pe bani, pe toată lumea e pe bani, dar o să faci un lucru, vă mulțumesc, așa, și după cum știți eu cu nașii, băi, mergeți, luați, stătă scena, eu cu nașii am scos un CD. Noi am scos un CD, nebunel. Că am zis că dacă ne-am apucat noi de cântat, s-au lăsat alții de cântat. Pă dracu, s-au apucat toți. Noi nu cântăm. Noi un pic mai bine decât ăla de la Coteți. Dar noi nu cântăm să performăm. Noi cântăm să ne amuzăm. Ia-ți și tu de aici. Hai, nănași. Și să vă uitați că unde-i păr cărunt și gând bolund. Hai, nănași, în față. Bă, voi copii, voi jucați aici. Uite, vă lăsăm. Haide, nănași, pe aici, pe bine, nu fiți atenți acum, hai, tu ține de asta, tu ține de celălalt și fiți atenți, va fi prima asta, piesa aia care am scris-o, 15, atenție, fii atent. Și o să vă arătăm, bă, dar ușor, că ne trezim cu microfoanele în sus, știi? Așa, înțelegi, cu treabă bună și vă jucăm, o să vedeți, băi, ca la discotecă voi, nebunim, ca la școală, pac, dai din drink, din coate, că altfel nu faci carieră. Atenție, fiți atenți, vă gândăm. Hai, vă rog, prima piesă, hai. Atenție, stai să ne dai. Să ne dai, pe 15, aia. Stai că nu o găsi tu, domnule. O găsești omul, stai niște. Nu n-aș până atunci, noi stăm pregătiți ca și cum stăm. Hai mai tare. Nu până n-aș. Oameni bun și lume, lume, mare minune, voi spune. Astă noapte am visat, ciu-chichida, ciu-chichida. Astă noapte am visat, că am murit și-am văzut ea. Că am murit și-am văzut ea. Și la ușa iadului s-au vețit visatului, bă. S-au vețit visatului, bă. Am văzut mândrile mele cum arau dragii cu ele. Hai și voi! Fii atent, domnul Marius! Este-n iad și-o primărit, ciu-chichida, ciu-chichida. Este-n iad și-o primărie, care păcatile scrie. Care păcatile scrie. Ce-ai făcut pe lumerele și-ai iubit altă muiere. Și-ai iubit altă muiere. Fiți atenți! Hai, da! Vreau să mă hin! Vreau să mă bat cu soacră-mea! Vreau să mă hin! Vreau să mă bat cu soacră-mea! Hai, rănași! Fii atent acum! La muieri mi-e greu păcat, ciu-chichida, ciu-chichida. La muieri mi-e greu păcatul, că și-o înșelat bărbatul. Că și-o înșelat bărbatul. Fii atent acum! Le văzui pe arătură și hămache la trăsură.
de la trestură. Hai, hai, hai! Bă, duce și dinciuite! Că a fost tare prăpădite! Și-am văzut și mâna mea cum trăjeau dragii de ie. Ei, ei, ai văzut? Păr cărunt și gând bolund. Nu așa, găgat. Vă dai greu? Dom'le, nu-i ca la fetele când mări la discotecă până la brâu. Îți muzică populară, de la brâu în jos îți discotecă. La noi e greu, nu putem. Fiți atenți. Aha. Vă mai cântăm un cântec, că vrem să ne încadrăm în timp să plecăm. Ascultați-l pe ăsta. Ascultați-l pe ăsta. Fiți atenți. Dă-i drumul să sune, fii atent acum. Cred că vă place. Va fi piramidal. Așa, da? Hai! România-i țară mare și nevule ăla are. Hai români, luați și veți, că suntem pe ciorișteți. Iau! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Așa! Iau! Țara noastră e bogată, fură toți și nu se gată. Mai bine la noi în țară, sărăcie ne omoară. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Ia uzi acum, arată-i. Țara mea e țara mea, m-am obișnuit cu ea. Cât rădăm și îndurăm, pe picioare ne uscăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Asta e România! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Atenție! Hai! Am furat un portofel, n-am găsit nimic în el. Pe România de năcaz, ei muri să nu mor treaz. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Hai, hai, hai! Azi furăm, mâine furăm și am ne furat. Facem că lucrăm. Hai, da! Fii atent! Azi furăm, tu! Mândră țară-i țara mea, trăiască corupția! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Nu ratați promoțiile Evora Center. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Pompe funebre. Servicii funerare complete. Transport gratuit. Capac frigorific de închiriat. Reghin, strada Sării, numărul 11,
Telefon 0744-424-534. Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Sărbătorești ceva sau poate doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri de casă, torturi de nuntă, botez și torturi pentru aniversări. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 5 locații din Reghin. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Bă, după cum aplaudați, cred că și voi că am furat. Bun, merge mai departe. Dacă ați remarcat, noi cu ungurii n-avem nimic. Cu unguroicile avem ce avem. Dar lasă că nici ungurii nu sunt mai proști, nici dumneavoastră nu sunteți mai cinstite. Așa că trăie ca frați. Aici nu lăsa Dumnezeu, o scoate la capăt. Dar avem voie să ridem. Acum trebuie să înțelegeți că în domeniul feminin, Coti vă cam dă lecții, stimate doamne. Vă spun eu ca român. Hai, dați-o, mă rog. Următoarea, fiți atenți acum. Voi cu jigote, bine? Jigote, 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 jigote. Foaie verde în satul meu, am mândruță cât e vreu. Jigote, jigote, că arată rău ori bine, tăte-s moarte după mine. Jigote, jigote, ori căsabe, ori plinuță, tăte-s moarte după mine. Jigote, jigote, că-i cu minte, că-i fudulă, tăte-s moarte după mine. Jigote,
jicote. Dar degeaba, orice ar face, mie numai una îmi place. Jicote, jicote. Nu-i româna, nu-i săsoaica, este coti, unguroaica. Jicote, jicote. Celălalt e mor de ciudă, bag din gură până asudă. Jicote, jicote. Dar păi coti, vă spui drept, la tetele ții de piept. Jicote, jicote. Când se ceartă pentru mine, coti iese cel mai bine. Jicote, jicote. Zică altile cior vre, nu se pot pune cu el. Jicote, jicote. Foaie verde și o costură să nu-i pici la coti în gură. Jicote, jicote. Ai strigat că știi? Hai! Hau, e jigo! Cât e fac, cât e desfac, numai cotinii vă plac. Cât e fac, cât e desfac, numai cotinii vă plac. Hai! Și apoi duru, 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 hau, e jigo! Bine de cotin cu gura! Ha! Unde ești? Cum te văd? Cât e mândră am avut, cotite ce-l-o-n trecut. Cât e mândră am avut, cotite ce-l-o-n trecut. Și-apoi duru, 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 hău, te zic-o! Pinie de cotin cu gura, gura, gura. Andrei, nu te văd, ridică mâna! Cât e mândră așa vezi, cotii mândră ce mai ce. Cât e mândră așa vezi, cotii mândră ce mai ce. Și-apoi duru, 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 hău, te zic-o! Vine de cotii cu gura, gura, gura. Cât e mândră în braț am strâns, numai cotii m-o învins. Cât e mândră în braț am strâns, numai cotii m-o învins. Și-apoi duru, 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 hău, te zic-o! Vine de cotii cu gura, gura, gura. Vine de cotii cu gura, gura, gura. Iu! Da! Hai! România-i țară mare și ne fure ăla are. Hai, români, luați și beți, că suntem pe cioriști. Iau! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Așa! Iau! Țara noastră e bogată, fură toți și nu se gată. Mai bine la noi în țară, sărăcie ne omoară. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Ia uzi acum, arată-i. Țara mea e țara mea, m-am obișnuit cu ea. Cât rădăm și îndurăm, pe picioare ne uscăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Asta e România! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Atenție! Hai! Am furat un portofel, n-am găsit nimic în el. Pe România de năcaz, de muri să nu mor treaz. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Hai, hai, hai! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Hai, da! Mândră țară-i țara mea, trăiască corupția! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Lăsăm scena liberă, că urmează, hai copii, jos, și noi venim la dumneavoastră când chem. Hai!
Lăsați-ne pe noi jos, copii, prima dată, că ne grăbim noi. Hai, gata, lăsați-ne pe noi, că fugim repede, bine? Ia uite, avem piesa de final. Hai, 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 nănaș, pe aici. Faceți-ne o gaură, bă, că noi cu gaura suntem mai prosti, da. E, și fiți atenți acum. Venim între dumneavoastră că am zis noi că românii fură, dar am bătut din gură, că asta e. Unde ești, Andrei? Mâna sus, aici, bun. Așa, ia uite unde e. Da, fiți, ține de ele că mă întoarce cu guvernul în sus, hai. Hai și tu, hai, lași pe partea mea, unde ești? Așa. Și vă cântăm piesa de final ca să facem trecere la momentele celelalte. Stoi. Ia, lăraș, ia uite. Ce înseamnă când încărunțești de la brâu în sus? Înseamnă noroc. Lăraș, dar ce înseamnă când încărunțești de la brâu în jos? Noroc bun. Terminăm piesa 1, vă rog. Hai, ascultați-o pe asta, e noastră. Și gătăm, da? Atenție. Nu stați cu mâinile pe sus să fure românii. Ușor, da? Piesa 1, vă rog. Așa, da? Stai până pornește. Iuhu! Hai, mâinile sus, nu cu sunare. Hai, hai! Ei, simule! Mai tare, mai tare, hai! Hai că bătim lui Ceaușescu. Ciup, ciup. Fii atent! Doamne să nu mă omor, Doamne să nu mă omor, că-mi iubit două surori, mă. Ei, două surori și-o cumnată, și pe socra câteodată. Hai! Rapangalița, hai! Rapangalița, ei, dacă-i socră Melița, mă. Și voi, hai! Pe vecina mea mărie, pe vecina mea mărie, nu-i bărbat să nu o știe. Că-i nevastă împrimitoare, cine intră acolo moare. Hai la! Rapangalița, Rapangalița, ei, dacă-i socră Melița, bă. Zara sunt ulei, mă. E la 9 până la 10, aștept primarul să plece. Hela! Rapangalița, Rapangalița, dacă soacră Melița, mă. Sână! Așa pe bună, n-a spune tot. De mai ține lumea asta, de mai ține lumea asta, până la anul știm nevasta. Știm nevasta în tățanii, cum știm vă țiganii banii. Rapangalița, Rapangalița, dacă socră Melița, bă. Ce mai? Rapangalița, Rapangalița, ei, dacă socră Melița, bă. Da! Mulțumim! Bă, nănaș, am plecăm, o rețetă vă mulțumesc. De succes, mă. Vă mulțumim, plecăm că ne dă ceva de băut. Opri sunetul acolo. Vă mulțumim, mere că dă Marius Lircă ceva de băut. Domn primar, vă mulțumim! Domn primar, vă mulțumim și la anul când venim, tot primar, să vă găsim! Mulțumim, la revedere! Așa iubirea, așa iubirea, așa iubirea, labirint de sentimente. Isura!
să zbor până la nori, atât de ușor. Așa cum mă urci, mă cobori. Atâtea întrebări, rămâi sau dispar până zori. Spune-mi că simți și tu magia dintre noi. Știi, unul plus unul fac doi. Așa iubirea, ești și bună și rea. Așa iubirea, te pizi mereu cu firea. Așa iubirea, la mine sentimente. Party people! Parlez, parlez-vous français. Tout est mon chéri. Allons à Paris. Venez de sus. Allez, allez. Magazin textile Regin, strada Rândunelelor, numărul 7. Produse de îmbrăcăminte, lenjerie, marochinărie și diverse materiale textile. La achiziționarea de perdele și draperii, manopera este gratuită.
Magazin Textile. Casa ta, preocuparea noastră. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323. Pensiunea Anca, Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Nou în Reghin, Maviprod comercializează și asigură servicii pentru toate produsele marca Stihl. Mai multe detalii și oferte speciale în